tot salutul lucrățesc din partea Bisericii Adventiste de ziua 7-a române de aici, din Montreal. Și mă bucur că încă o dată pot să laud pe dumneavoastră, pe Dumnezeu împreună cu dumneavoastră. Am mai fost într-o ocazie, era o sărbătoare de aici și am stat în sală, am cântat, am rugat și la final am ieșit pentru că erau ceva oaspeți din Detroit. Da, și mi-ar fi plăcut să cunosc, poate așa în pauză, să povestim. Sunt în Montreal de un an și jumătate și încercăm să ne acomodăm cu mediul, cu societatea, cu... Sunt împreună cu soția mea, care este aici în sală, și ne bucurăm să cunoaștem și alții frați români care laudă și se închină lui Dumnezeu. Fratele, mulțumesc fratelui care m-a invitat aici în față să vă salut și m-a rugat să spun un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Mă gândesc în contextul acesta în care ne-am bucurat de moartea Domnului Hristos și pe care dumneavoastră o comemorați astăzi și ne-am bucurat de învierea sa. Zilele acestea am meditat la un aspect care mi-a deschis o nouă perspectivă și aș vrea să o împărtășesc cu dumneavoastră. Am privit spre Maria Magdalena, care și spre ucenici, spre cei care îl iubeau pe Domnul Hristos, după ziua de vineri în care Domnul Hristos a fost așezat în mormânt, speranța lor, iubirea lor, tot ceea ce năzuiau ei, tot ceea ce sperau ei, tot ceea ce credeau ei s-a prăbușit și a fost așezat într-un mormânt. Ucenicii speriați stăteau ascunși în o cameră și de frica iudeilor, oare le va veni și lor rândul? Și în contextul acesta apare Maria Magdalena și o văd pentru că aștepta, avea o nerăbdare și vine spre ucenici și Maria, ce se întâmplă? Păi aștept să treacă sabatul. Dar de ce aștept să treacă sabatul? Păi vreau să merg la mormântul lui Iisus. Păi ce să faci la mormântul lui Iisus? Păi am aici mirezme și vreau să merg să am o grijă mai mare de trupul lui Iisus Hristos. Pentru că era bine, se apropia ziua sabatului și a fost pus așa în grabă, după cum am văzut eu de Iosif din Arimatea și de Nicodem. Cred că am fi putut să facem mai mult pentru Domnul nostru. Maria, nu se poate. Spune-te. Și ceilalți, ce nu știu. Tu te gândești ce vrei? Știi că au fost puse câteva gărzi acolo, păzesc, mormântul este sigilat. Cum te gândești tu să mergi să ajungi la trupul lui Iisus Hristos? La trupul Domnului? Cred că totuși te cam pipești. Și totuși te rog, aș vrea să merg. Uite, s-a terminat sabatul. Chiar știu că este noapte, te rog, însoțește-mă, vreau să ajung. Să ajung acolo. Poate că totuși vom găsi o soluție. Maria, ce toată piatra la o parte? E nevoie de mulți bărbați. Păi, cred că dacă am venit toți, poate că am reușit. Maria, este periculos. Dacă noi mergem la mormântul Domnului, acolo sunt soldați. Stai liniștită. Hai, relaxează. Și văd pe Maria că se așează și apoi merge la celelalte femei și le spune, voi vreți să mă însoțiți? Cred că trebuie să facem ceva. Uite, am aici mirezme, am aici tot ce trebuie. Hai să mergem! Și deja, cum spune Scriptura, noaptea de sâmbătă spre duminică stătea să treacă, se pregăteau să se arate zorile, când încă era întuneric. Maria Magdalena și celelalte femei, Maria reușește să le convingă pe celelalte femei și pornesc spre grădina unde era mormântul Domnului. Nu vedeau. Era întuneric. Vedeau doar cât să facă următorul pas. Era întuneric. Nu vedeau cum vor ajunge la Domnul. Nu înțelegeau cine le va da piatra la o parte. Nu știau ce vor face cu soldații. Atâtea piedici. Atâtea obstacole.
omule. Însă totuși, în ciuda obstacolelor pe care le gândeau, pe care le vedeau, în fața lor erau doar bariere, doar pietre și bolovani. Și totuși, în ciuda faptului, în ciuda conștiinței faptului că erau bolovani, înaintează spre mormânt. Și surpriză. Când ajung la mormânt, văd că piatra e dată la o parte. Soldații nu mai sunt. Și ceea ce le înfiora cel mai mult, să-l vadă pe Domnul mort. Domnul nu este mort. Domnul a înviat. Extraordinar. Și criza, grija, îngrijorarea, frământarea lor se transformă într-o bucurie și într-o misiune. Îngeri din cer stau în mormânt și le spun: mergeți și spuneți ucenicilor că Hristos a înviat. Duceți bucuria învierii tuturor. Și femeile și Maria primesc o misiune. Am gândit la noi. Am venit aici în Montreal de un an și jumătate. Și cu cât mă așez mai mult, parcă descoper societatea aceasta canadiană și Quebec, Montreal. Văd atât de multe pietre. Încerc să descoper misiunea pe care Hristos mi-a încredințat-o, dar este o societate care pune doar pietre și baraje să nu ajungi să-L descoperi, să-L prezinți pe Hristos, să prezinți Evanghelia. Atât de multe pietre între oameni, atât de multe baraje între noi și Hristos. Însă, zilele acestea am primit o descoperire, o iluminare din partea lui Dumnezeu. Că El dă piatra la o parte. Chiar dacă ochii tăi și ochii mei văd multe bariere, multe pietre, continuă să mergi înainte. Pentru că El dă piatra la o parte. Nu te frământa cine va da piatra la o parte. Pentru că El merge înaintea ta și El va da piatra la o parte. El a promis în Scriptură. Și așa cum și-a onorat cuvântul în experiența Mariei Magdalena și a femeilor, și-o va onora și în viața noastră. Tu continuă. Vrei să faci ceva pentru Iisus Hristos? Vrei să faci ceva pentru a-L descoperi pe El? Vrei să faci un lucru bun? Nu te opri gândindu-te la bariere, la pietre, la obstacole. Și pășești. Mergi și vei descoperi că cu cât înaintezi, El va da pietrele la o parte și va face un drum, dacă este nevoie, chiar și prin Marea Roșie, așa cum a făcut pentru poporul Israel. Ca tu să treci. Am primit curaj și am primit speranță de a continua să lucrez, de a continua să caut frați și posibilități de a duce vestea bună a învierii Domnului Hristos cât mai mulți oameni. Conștient de faptul că îi trebuie să facem partea noastră, să pășim, iar Dumnezeu va da piatra la o parte. Poate că între tine și altcineva, diavolul a pus niște pietre pentru un conflict. Prin niște cuvinte urâte aruncate la supărare. Printr-un gest sau nu știu prin altceva. Și simți că între tine și chipul lui Iisus Hristos din cel mai neînsemnat frate al tău, așa cum îl privești acum, s-au așezat niște pietre. Parcă crezi prin Duhul Domnului că ar trebui să faci ceva, dar cum să faci? Că sunt cuvintele acelea, sunt faptele acelea, sunt lucrurile acelea urâte. Pășește. Și te-ai descoperi între proprii, pe cel în fața căruia tu vezi acum doar pietre și bolovani, vei descoperi că cineva a mers înainte și a dat pietre bolovani. Nu te îndoi, ci crede. Așa cum am gândat la început. Poate că și realitatea aceasta este că între omenire
și Dumnezeu, păcatul s-a întrepus între noi și Dumnezeu. Păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu, spune Scriptura. Și vedem păcatul ca o mare gheață între noi și Dumnezeu. Experiența Mariei Magdalene, așa femeilor, ne aduce o veste bună. Și în dimineața aceasta este o veste bună din Cuvântul lui Dumnezeu. Că piatra a fost dată la o parte. Iisus Hristos a murit pentru a da la o parte piatra păcatului care ne separa pe noi și Dumnezeu. Și drumul este liber. Dumnezeu ne cheamă, veniți la mine, toți cei trudiți, toți cei împovărați și veți găsi vindecare, veți găsi mântuire, viață și liberare. Dimineața aceasta, cuvântul Domnului pentru mine și pentru pe care am vrut să-L împărtășesc cu dumneavoastră este o chemare. Dacă Dumnezeu pune ceva în inima ta, simți că trebuie să faci ceva, într-o direcție sau în alta. Ai o chemare. Nu te bloca de bariere, de pietrele pe care Satana încearcă să-ți ia privirea și să spună nu se poate, este imposibil, relaxează-te, stai jos, că e imposibil. Pășește și vei descoperi că înaintea ta merge puterea celui infinit care va da orice obstacol. Dumnezeu să ajute și să înlăture orice obstacol în viața noastră și aici, ca misionarii săi, ca lucrătorii săi, să ducem Evanghelia și să pregătim calea revenirii Domnului Hristos. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.